Surpriză vie pe chifla de la fast food. Bun găsit tuturor, sunt Cătălina Biholar, încep știrile Intermedia. Iată și câteva dintre subiectele zilei. Asfaltarea axului rutier principal din Suceava ar putea fi gata până la 1 octombrie. Universitatea Ștefan cel Mare a anunțat un număr record de candidați la admiterea din vară și Fălticeniul devine capitala distracției timp de o săptămână. Detalii despre acestea și alte subiecte în știrile pe larg. Un client a trăit o experiență neplăcută într-un celebru fast food din centrul municipiului Suceava. Bărbatul a cumpărat un meniu și a rămas să-l consume în restaurant, nu a ieșit pe terasă. Când a ridicat sandvișul din ambalaj, de pe chiflă a căzut un melc viu. Iritat de cele întâmplate, a depus o plângere la OPC. În data de 18, data de ieri 18 mai 2023, în jurul orilor 16:15, am intrat la restaurantul din centrul la Suceava să mănânc un sandwich când mi-era foame. Am intrat, am stat la rând, am fost servit cu un sandwich, m-am așezat imediat la masă, am desfăcut sandwich-ul, cum am luat prima gură, exact de sub sandwich, de sub bulcă, s-a desprins un melc viu care și mișca acolo. Ce ați făcut ulterior? Imediat am luat tava, unde aveam meniu și bonul, și m-am dus înapoi la ghișeu, la bar acolo. Au venit șefa de magazin, au venit doamnele de acolo care m-au servit. Imediat mi-au luat aia, le-am întrebat ce reprezintă melcul ăsta, le-am spus aici. Imediat a dispărut tava într-o fracțiune de secundă, mi-a luat tava cu tot, cu bon, cu tot. Și a zis că am să fiu servit cu alt meniu. Mi-a adus alt meniu, i-a zis, dar nu mai pot să mănânc, mi s-a făcut rău pe loc, mi s-a întors tot stomacul pe dos. Zic, nu mai pot să mănânc. Zic, dați-mi banii înapoi măcar și am plecat. N-au vrut să-mi dea nici banii înapoi, n-au vrut să recunoască, au zis că nu e adevărat, că s-ar putea să fie melcul din salată, că cine știe de unde a apărut acolo, dar n-au vrut să recunoască în niciun caz. Zic, dar aveți melc, uitați aici, melcul e în caserolă. Dumneavoastră nu ați ieșit cu tava afară undeva, dumneavoastră ați rămas în restaurant. Am rămas în restaurant, am pus tava înapoi pe teșghea, direct l-au luat în secunda 2, l-au ascuns și mi-a dus alt meniu. Și a zis că am refuzat, a zis că nu mai pot să mănânc. Să-mi dea bani înapoi și n-a vrut să-mi dea nici bonul și nici bani înapoi și nimic. Iritat de cele întâmplate, bărbatul a depus o plângere la Protecția Consumatorilor. Spune că nu vrea să obțină despăgubiri de la restaurant, ci să îndemne pe consumatori să acorde mai multă atenție atunci când își aleg locul în care mănâncă. Ați fost la OPC, ați depus o plângere. Am sunat la numerele de pe site, nu era închis totul și am venit a doua zi, adică am venit azi și am depus plângere. Am depus plângere la OPC. Ce sperați să obțineți în urma plângerii? Ce vă doriți dumneavoastră? Nu am nicio pretenție eu de la efectiv. Vreau să știe lumea, să afle ce se întâmplă acolo, ce mâncare este servită, să nu pățească și alții ca mine, vă dați seama, este lume cu copii mici care frecventează și nu vreau să mai pățească și altcineva ce am pățit eu și atâta tot. Reporterul televiziunii Intermedia a încercat să obțină opinia operatorului economic cu privire la cele întâmplate, însă nu a reușit. Televiziunea va prezenta punctul de vedere al restaurantului în măsura în care acesta va fi comunicat. În paralel, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor va analiza sesizarea făcută de clientul restaurantului. În viitorul apropiat vor avea loc controle tematice în spațiile de alimentație publică din județul Suceava, iar cel mai probabil fast food-ul menționat în reclamație va fi supus verificărilor. Instituția sucebeană a comunicat că fast food-ul în cauză nu se numără printre restaurantele reclamate frecvent la Protecția Consumatorilor. Asfaltarea axului rutier principal din Suceava ar putea fi gata până la 1 octombrie, trage speranțe administrația locală. Primarul Ion Lungu se ocupă personal de buna desfășurare a lucrărilor și de limitarea deranjului, inclusiv cu zgomotul pe timp de noapte, iar pentru asta și-a scurtat concediul de odihnă cu o săptămână. Este nevoie de autoritatea primarului, a concluzionat el. Un proiect important la care se lucrează și pentru care, dacă tot m-ați provocat, m-am întors mai repede cu o săptămână din concediu, este cel legat de asfaltarea axului principal.
Am fost la fața locului în noaptea de luni spre marți și am asistat la lucrările de asfaltare cu care s-a făcut în cursul nopții de luni spre marți. Aseară s-a făcut lucrările de pregătire, de seară se toarnă din nou. Chiar dacă lucrările au început mai greu, până s-au aprovizionat cu capace, materiale, știți cum sunt lucrurile, constructorii, nu le-au avut materiale la timp, nu le-au furnizat cei care trebuia să le dea aceste capace și așa mai departe, eu astăzi pot să mă declar mulțumit cum se lucrează acolo și mai ales că nu este simplu să lucrezi pe timp de noapte și din punct de vedere al disconfortului, nu se vede cum trebuie, și al oboserii muncitorilor. Asta este realitatea, na? Practic trebuie să creeze schimbul 3. Mă voi implica personal în acest proiect, îl voi coordona personal, pentru că este nevoie de autoritatea primarului, în, mă rog, diferite situații de organizare, în discuții cu cetățenii și așa mai departe. Întrucât decapările se fac pe timp de noapte și produc disconfort fonic, în vreme ce asfaltările se fac după amiază și creează neplăceri în trafic, primarul Sucevei le-a cerut scuze sucevenilor. Vreau să cer scuze sucevenilor pentru disconfortul pe care îl facem în Suceava și chiar și pe timp de noapte. Dar, așa cum am spus și altă dată, din păcate altă soluție nu avem. Și repet din nou, acest ax principal a fost asfaltat ultima dată în urmă cu 12 ani. Deci trebuie să facem această lucrare. Eu vreau să cred că la sfârșitul lucrării de asfaltare, sucevenii vor aprecia că s-a făcut o lucrare bună, necesară pentru interesul comunității. Conform estimărilor, întreaga lucrare ar trebui finalizată până la 1 octombrie. În același timp, se desfășoară licitațiile pentru sensurile giratorii din Opcin și Traian Vuia, la care ar trebui să se lucreze în paralel. A avut loc o licitație și s-ar părea că avem mai mult noroc la sensul giratorii din Opcin. Este depusă o ofertă. Sigur, în timp reluăm de nou licitația la Traian Vuia și sper să avem noroc să o adjudicăm și acolo, că ar fi bine să se întâmple așa, având în vedere faptul că noi lucrăm în acest moment la axul principal și să putem avea eficiență și utiliza, așa cum se cuvine, ruta alternativă pe strada apeductului. Universitatea Ștefan cel Mare a anunțat un număr record de candidați care s-au înscris în sesiunea de admitere din vară. La programele de studiu de licență, formă de învățământ cu frecvență, s-au înregistrat 3.029 de candidați, cel mai mare număr din ultimul deceniu și o creștere procentuală cu peste 4% comparativ cu anul trecut. În ceea ce privește studiile de masterat, în sesiunea iulie s-au înscris 966 de candidați, cu 30% mai mult față de anul 2022. Candidații declarați admiși care vor să-și confirme locul trebuie să se înmatriculeze în perioada 21-27 iulie. Universitatea Ștefan cel Mare a anunțat un număr record de candidați înscriși la sesiunea de admitere din iulie. La programele de studiu de licență, forma de învățământ cu frecvență, s-au înscris 3.029 de candidați, cel mai mare număr din ultimul deceniu și o creștere procentuală cu peste 4%, comparativ cu anul 2022. În ceea ce privește studiile de masterat, în sesiunea iulie s-au înscris 966 de candidați, cu 30% mai mult față de anul 2022. Situația este mai bună decât anul trecut la masterat, cu aproximativ 100 și ceva de candidați înscriși, și la licență numărul de înscriși este mai mare. Ce constatăm este că unele dintre programele propuse de universitatea noastră în ultimii ani, avizate de ARACIS, cu autorizație provizorie așadar, și au ocupat din prima sesiune toate locurile, și vorbim aici de asistență medicală generală, de psihologie, de automobile rutiere. Spun asta sperând că în condițiile în care numărul de înscriși este mai mare decât numărul de locuri bugetate, e posibil ca ele să și fie ocupate finalmente prin înmatriculare, pentru că urmează etapa a doua a admiterii. La alte universități se vorbește de confirmarea locurilor, de fapt este perioada de înmatriculare în care candidații vin și depun cerere de înmatriculare, confirmând că locul pentru care au optat îl și ocupă.
Perioada înmatriculărilor va începe vineri 21 iulie și va continua până pe 27 iulie, fără zilele de sâmbătă și duminică, urmând ca pe 28 iulie să fie publicate rezultatele finale. Indiferent de poziția pe care o ocupă în clasament, candidatul care se înmatriculează are șansa obținerii unui loc bugetat. Acest fapt devine posibil deoarece unii dintre candidații plasați pe un loc superior vor opta pentru alte programe de studiu din USV, eliberând locul atribuit inițial. De asemenea, la anumite programe de studiu, primii trei candidați înmatriculați cu taxă vor primi, pentru primul an de studiu, bursă de studiu în valoare egală cu taxa de școlarizare pe care ei ar trebui să o plătească. Studenții USV cu cele mai bune rezultate au posibilitatea să studieze și în străinătate. Sigur, sunt programul cu bursele Erasmus și contactele pe care noi le avem în străinătate sunt foarte generoase. Studenții pot pleca în urma unei competiții interne, sigur, cei mai buni pleacă și studiază în străinătate un semestru în țări foarte diferite din Europa de Vest, dar și din Asia și de la mai multe programe de studii. În același timp, sistemul de burse, dar în cazul ăsta lucrurile sunt similare la toate universitățile, în linii mari, e foarte generos, adică sunt burse foarte consistente. În același timp, noi acordăm și niște burse speciale pentru studentele care sunt mămiți sau lucruri de felul ăsta și periodic se acordă astfel de burse. Universitatea Ștefan cel Mare va organiza o nouă sesiune de admitere în luna septembrie, iar calendarul acesteia poate fi consultat pe adresa www.admitere.usv.ro. Cu sau fără alcool, berea poate pune în pericol sănătatea copiilor. Într-un interviu acordat televiziunii Intermedia, profesorul Mihai Covașă, decanul Facultății de Medicină a Universității Ștefan cel Mare, a explicat că berea fără alcool are, de fapt, o cantitate mică de alcool, care devine periculoasă atunci când este raportată la kilogramele consumatorului. Consumul acestei băuturi poate favoriza dezvoltarea comportamentului adictiv. Studiile arată că minorii care consumă bere fără alcool sau alte băuturi similare sunt mai predispuși să consume cantități mai mari de alcool la vârsta adultă. Pentru că este vară, pentru că este cald și pentru că vor să-i ajute să se recorească, unii părinți sunt tentați să le ofere copiilor bere fără alcool în loc de suc sau apă. Specialiștii atrag atenția că, indiferent dacă are sau nu are alcool, berea este periculoasă pentru cei mici. Răspunsul direct este că nu trebuie să dăm la copii bere fără alcool din anumite motive. Bere fără alcool are cantități mici de alcool, deci nu este complet fără alcool. Unele tipuri de bere au până la 0,5%, care dacă raportăm la mărimea organismului, greutatea corporală a unui copil și depinde la ce vârstă, atunci poate să fie cantitate destul de mare. Studii recente arată că în multe situații consumul băuturilor care au gustul similar băuturilor cu alcool favorizează dezvoltarea comportamentului adictiv și în timp conduce la consumul ridicat de băuturi alcoolice. Din care sunt alte motive pentru care nu este recomandat să dăm, chiar și studii recente din Cehia, și Cehia este o țară care are un consum destul de ridicat de bere și este o campanie împotriva folosirii și consumării bere de către copii, datorită faptului că berea are un gust amar, datorită componentelor din bere, și acel gust se menține și este similar cu cel din băuturile care conțin alcool. Deci, majoritatea studiilor arată că obișnuința cu caracteristici care sunt fie olfactorii, deci de miros, fie de gust, duc în timp la consum ridicat de alcool. Atât din punct de vedere fiziologic, se produc modificări la nivelul organismului datorită acestor procese. De exemplu, la nivelul creierului, un neurotransmițător care este dopamina,
și care este implicat în recompensă, deci ceea ce vedem, ceea ce ne place. Multe lucruri care la oamenii le plac sunt controlate de acest neurotransmițător. Și din studiile efectuate, chiar și cei, deci două grupuri, dacă ai, unul care consumă un produs cu alcool și unul care nu consumă cu alcool, dar cred că ambele sunt cu alcool, nivelul de dopamină crește la aproape la fel. La fel, sunt multe studii care arată copiii care sunt obișnuiți să consume alcool sau produse care sunt similare cu cele care conțin alcool în familie, în mai târziu au vulnerabilitatea de a consuma cantități mai mari de alcool. S-au făcut experimente la copii din clasa 6-a și s-a văzut când au ajuns la liceu, deja cei care au fost obișnuiți în familie aveau conținutul mai ridicat de consum, mai ridicat de alcool la vârste mai ridicate. Deci sfatul meu pe baza literaturii este ca să nu administrăm băuturi care sunt vândute ca fără alcool, dar multe conțin alcool la copii. Așa cum se arată pe portalul raportuldegardă.ro, consumul de alcool este considerat un factor de risc pentru peste 200 de afecțiuni medicale, printre care diverse tulburări mentale, inclusiv dependența sau sevrajul de etanol, boli netransmisibile precum ciroza hepatică sau bolile cardiovasculare. Efectele nocive ale consumului de alcool sunt multiple și se petrec la nivelul fiecărui organ. Spre exemplu, acest obicei poate impacta funcționarea sistemului imunitar, în sensul reducerii capacității acestuia de a oferi protecție împotriva microorganismelor patogene. Mai mult decât atât, consumul de alcool afectează țesutul și funcțiile cerebrale, inhibând sistemul nervos central și astfel cauzând incapacitate decizională. Iubitorii de scăldat au la dispoziție o oră în plus de program la ștrandul municipal Suceava. De joi, 20 iunie, ștrandul se deschide de la ora 9 și funcționează până la ora 20, cel puțin până la finalul lunii august. Ștrandul municipal are 3 bazine de not, dintre care unul pentru adulți, unul pentru copii și un bazin cu apă sărată. Toate bazinele au apă încălzită la minimum 24 de grade Celsius. Intrarea costă 5 lei pentru copii, 10 lei pentru elevi și studenți și 20 de lei pentru adulți. De la deschidere, din data de 1 iunie, la ștrandul municipal Suceava au fost peste 14.000 de persoane. Chiar dacă au fost mai multe situații în care vizitatorii au alunecat pe gresie la ieșirea din bazine, o primă încercare de a rezolva situația a fost făcută. Dacă rășina antiderapantă care a fost aplicată nu se va dovedi suficientă, la încheierea sezonului estival este posibil să fie schimbată pardoseala. Mai bine de o săptămână durează toate manifestările din cadrul zilelor municipiului Fălticeni, care au început pe 15 iulie și se încheie pe 23 iulie. Marțiara, publicul iubitor de muzică a avut parte de primele concerte organizate la scena din cadrul bazei de agrement Nada Florilor. Între surprizele serii au fost Proconsul, care s-au aniversat la rândul lor la Fălticeni. Tineri vocaliști și dansatori au încălzit atmosfera. A fost vorba despre soliști de muzică populară de pe Valea Șomuzului, formații artistice de la Clubul Copiilor și de la Centrul Cultural Grigore Vasiliu Birlic din Fălticeni. Surpriza serii de marți la zilele municipiului Fălticeni a fost trupa Proconsul, care a sărbătorit alături de publicul fălticenean 24 de ani de carieră muzicală. Înțeles
înțeles bine de tot că la Fălticeni în seara aceasta facem petrecere mare și avem și motiv să facem petrecere mare. În primul rând e sărbătoarea voastră, în al doilea rând e ziua noastră de naștere. Astăzi facem 24 de ani de scenă pentru voi și împreună cu voi, dragilor. Seara de concerte s-a încheiat la Fălticeni cu Diana Matei și Taraful Cleante. Un spectacol lectură pe textele lui Matei Vișniec a avut loc la Palatul Papilor din Avignon, spațiul emblemă al orașului și al festivalului de teatru. 4 actori francezi, regizorul Alain Timar și dramaturgul Matei Vișniec au fost protagoniștii unui moment cu totul special. Matei Vișniec spune că eu caut ființa, dar mă împiedic constant de contradicțiile sale și tot mai des de un om vag într-o lume vagă, al cărui viitor este vag. Aplauzele au fost prelungi la finalul reprezentației. Cu toate că a promovat în Liga a 3-a, viitorul Litenea a notificat oficial Federația Română de Fotbal că va juca în continuare în Liga Inferioară. Resursele umane și financiare sunt principalele motive. Jucătorii nu sunt profesioniști, fac asta din pasiune, în timpul liber, iar singurul finanțator al echipei este primăria, care nu mai poate susține fără sponsor deplasările din Liga a 3-a. Echipa de fotbal Viitorul Liteni va rămâne în Liga 4-a, chiar dacă a promovat în Liga 3-a. Anunțul a fost făcut de președintele Asociației Județene de Fotbal Suceava, profesorul Ciprian Anton, într-o intervenție telefonică la Radio Top. Conform acestuia, cei de la Liteni au trimis o adresă oficială la FRF că nu pot face față în Liga 3-a. Jucătorii au serviciu și merg doar duminica la teren. La Liga 3-a este un nivel superior și din ultimele discuții pe care le-a avut cu primarul Tomiță Unisi, acesta ar fi principalul aspect, resursa umană. Pe de altă parte, primarul orașului Liteni a transmis deja că din bugetul local nu poate să susțină echipa în Liga 3-a, în lipsa sprijinului unor sponsori. Cu toate că directorul liceului cu program sportiv din Suceava ar fi fost dispus să dea echipei din Liteni câțiva tineri de la LPS, în lipsa unor jucători cu experiență care să fie și disponibil, soluția aceasta nu este nici ea funcțională. Reamintim faptul că Viitorul Liteni a promovat în Liga 3-a, după ce a câștigat cu scorul general de 6-5 dubla cu formația Unirea Curtești din județul Botoșani. Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei. Alături de mine în studioul știrilor, ca de obicei, jurnalistul Sorin Avram. Bine ai revenit, Sorin! Bună, Cătălina! Bine v-am regăsit! De când ai mâncat la fast food? De, cred că acum o săptămână mi-am luat ceva. Dar nu prea mănânc de la fast food, dar uneori, știi, mai e așa, de miros, de gust, de poftă. De poftă. Sau pentru că trebuie să mănânci ceva. Și ce să iei să mănânci? Că dacă mergi și cumperi din magazin o conservă, e cât... Adică s-au scumpit foarte mult și conservele. Adică eu sunt într-un fel conservar. Conservator. Nu, adică mai iau și conserve, dar nu se merită, știi? Așa măcar atunci e cald făcut. Dar și la fast food aleg cu atenție. Era așa proaspăt, da? Mă enervează, dar nu viu. Cartofii ăștia prăjiți de la fast food-uri cu un miros teroare specific. Toți miros la fel și n-au niciun gust și sunt teroare. Deci nu pot să mănânc cartofi prăjiți. Dar era proaspăt ce ai mâncat și nu da, atât de proaspăt încât să fie și viu. Dar nu, eu nu m-am uitat, știi, că aici e ca la cireșe. La cireșe închizi ochii și mănânci, nu știi ce e acolo. Cu sau fără ochi. La fast food e acolo, e bine împachetat. Astea, mâncărurile astea sunt foarte bine împachetate și nu te uiți ce mănânci. Cine știe ce e acolo, doar să fii foarte atent la început, să
privești, să asta vezi. Asta era în cutie, nu era în hârtie, da, se și a căzut... Se întâmplă, acum poate e nou în meniu și n-au știut să prezinte, să spună că avem mergi la vreau să spun că escargot, da? Da? Mergi comestibili, da, sunt o adevărată delicatesă. Eu mănânc așa ceva când am ocazia, dar sunt niște soiuri... Da. Cultivate pentru așa ceva. Da, da, poate soiuri cu diferite sosuri merg cu toate. Cu sosuri, cu unt, cu stroi. Bun, acum e o întâmplare, da, nu este o regulă. S-a întâmplat, dar este deranjant și este supărătoare atitudinea celor de la fast food. Adică dă-i măcar bani omului înapoi, cere scuze. I-au adus un alt meniu. Nu. S-a oferit să-i aducă un alt meniu, dar i-a pierit pofta omului. Pică rău, dar dă-i bani omului înapoi, cere scuze, spune, dă-i pe o săptămână să vină în fiecare săptămână, într-o săptămână să vină un în fiecare voucher, zi. Să-și... Ceva, nu? Dar pe bune, adică fă ceva. Dar e aroganța asta a fast fooderilor, care merg extraordinar de bine. Că lumea merge și cumpără și majoritatea a luat înghețat, ouă aduse din Brazilia, ținute prin congelatoare, Dumnezeu știe, carne de vacă crescută prin Taiwan, tăiată prin Vietnam, bine, ambalată bine în Singapore, trimisă cu vaporul 3 luni și așa mai departe. Și ei fac bani cu nemiluita, dar e aroganța asta a omului cu bani și nu se uită. Pleacă un fraier, mai sunt alții care vin, nu e nicio problemă. Oamenii tot vin și cumpără. Că dai acum că s-a întâmplat, zice, s-a întâmplat, nu mi se întâmplă mie, dar e o brăznicie asta, pentru că ar trebui să fie niște amenzi foarte, foarte mari. Nu atât pentru că s-a întâmplat asta, că nimeni poate n-a băgat melcul acolo, hai să fim serioși așa, s-a întâmplat, dar atitudinea asta de neam prost, asta e atitudinea de neam prost, de guțer care s-a îmbogățit, un guțer așa și își ia jeep, te calcă cu jeepul, ți-ar bea la volan whisky, ți-ar aruncă sticla în cap, de neam prost din ăsta, știi? Asta e nu e cazul, adică nu neapărat nu, că proprietarii fac asta. Asta e atitudinea de neam prost, care e neamul prost. Cred că e, sau e foarte posibil să fie o situație, o excepție, pentru că Protecția Consumatorilor ne-a spus că acest fast food nu este pe lista restaurantelor care sunt deseori reclamate. Sunt convins, pentru că... Sau oamenii, nu știu, nu fac reclamații, nu ajung neapărat până la Protecția Consumatorilor. Sunt niște reguli foarte stricte, eu cu vechime, adică sunt niște automatisme făcute, dar asta neam prostia rămâne. Indiferent de ce, dacă îl vezi pe unul pe stradă care tricou Gucci și scrie mare Gucci, chiar dacă tricoul ăla e scump, tot neam prost rămâne, știi? Este nevoie de autoritatea primarului, zice însuși primarul și se referă la investiția asfaltării axului principal din Suceava, pentru care și-a redus concediul de odihnă cu o săptămână. Păi normal că e responsabilitatea lui, că lumea pe el înjură. Adică pe cine înjură lumea? Pe primar. Și... tu ai anunțat că se face asfaltarea. Și ai plecat în concediu. Așa, stai acolo, fă-te diriginte de șantier, ai fost aseară, du-te în fiecare seară, nu chiar în fiecare seară. Da, într-adevăr, e responsabilitatea lui și a redus concediu. Și l-a redus că e primar, nu? Adică ceilalți în primărie sunt tot felul de angajați care, ei dacă lipsesc de la serviciu 6 luni, nu vede nimeni, nu se întâmplă nimic. Chiar nu se întâmplă nimic. Ei oricum sunt în concediu, numai că iau bani ca și cum ar lucra. Știi? De e freacă manganul pe acolo și dacă lipsește așa nu se observă. Dacă în primarul lipsește, se observă. Și alta este autoritatea primarului în relație, indiferent de cum îl cheamă pe primar, în relațiile cu firmele care fac lucrări publice, și alta este autoritatea unui șef de serviciu. Sau unui viceprimar sau, da, care a rămas la cârmă. Nu, dar așa este. Când vine primarul e una și când vine altcineva din primar e altceva. Asta e peste tot. Și mai ales primarul ales și reales de 17 ori, de câte ori l-a reales? Păi are aproape 20, are 20, face 20 de ani de mandat, da? Da, știi? Da, și corect. Și este o lucrare foarte importantă. Cu zgomot noaptea, cu deranj în trafic sunt după chestii amiază sensibile și trebuie să stai acolo și să mai vorbești cu oamenii aia, hai mai fă, hai mai trage, hai mai așa să terminăm mai și repede. Și mai împăciuitor așa poate decât dar nu știu dacă alte persoane. Împăciuitor, dar mai, nu poți să fii mai împăciuitor, trebuie să mai și țipi, să mai faci, că altfel nu merge treaba. Citesc chiar din Ion Lungu, cu biciul și cu zăhărelul. Da, eu ce am zis, măi? Cam așa ceva, dar cu alte cuvinte.
E vara, oamenii merg la terase, mai au bere și acasă, cu sau fără alcool, cu arome sau un fel de suc cu ambalaj de bere. Specialiștii nu recomandă berea fără alcool, evident că nu recomandă nici pe cea cu alcool, dar în cazul celei fără alcool, nu recomandă copiilor. Și explicațiile sunt științifice chiar. Conțin alcool, inclusiv berile fără alcool, cantități foarte mici de alcool și apoi conțin niște substanțe care creează dependență. Ca și mâncarea la fast food. Păi da, asta vreau să zic. De aia nu conține alcool. Dar lasă, că nu-i dai copilului bere fără alcool, copilul să se revolte, să sune la protecția copilului și să spună că el nici fast food nu mai mănâncă. Și nu mănâncă nici pui din ala crescut la sol. Nu la sol, la... În aer. La baterie, ăla, la sol. Care e dat cu galben. E vopsit cu galben. Dacă îl cauți prea sub braț, nu mai e galben. Zice că e crescut cu S-a uitat o colegă de-a și să nu-i mai dai copilului ceva. Nici carne de porc. Cu injecții. Nu crește atât de repede precum crește puiul. Da. Deci ar trebui așa. Descos asta. A, bașca, fatul, adică dacă e un suc din ăsta cu dulce care are mii de nu-ți prea convine că devine atât de scumpe încât nu se mai poți apropia de ele. Berea fără alcool, să spune, e mai sănătoasă decât o cola sau un Pepsi? Astea, Fanta, Sprite și toate celelalte, așa. Ca să nu pară că facem așa. Reclamă sau antireclamă unuia sau altuia, ale nu conțin alcool, cert. Păi astea am înțeles, dar aia e 0,5. Dar roșiile care sunt injectate cu tot felul de chestii, alea nu te afectează, că și alcoolul ăsta 0,0 nu știu cât are, da? Nu își face efectul acum. În timp, roșiile pe care le mănânci tu și eu, de la mall, de la supermarket, de unde le luăm, alea pe care le luăm și iarna, alea au tot felul de pesticide, care au puțin cum e berea puțin fără câte alcool, puțin. E roșia fără roșii, știi? Și puțin și se adună. Tot acolo ajunge. Adică, implicit, trebuie să facem fotosinteză. Să învățăm, să adaptăm organismul, să facă fotosinteză. Dar nu, dar organismul se adaptează singur, Cătălina. De eu nu înțeleg cum să-i dai copilului bere fără alcool. Că e poftă mititelului. Mamă, dar nu cred că dă cineva că merge cu copilul și bea 5 beri fără alcool, mă. Nu bea 5 beri, dar nici o jumătate de bere nu face bine. Scoate fast food-ul, scoate sucurile alea și mai stă de vorbă. Dar să dai, nici nu e bună. Adică mie, eu să beau bere fără alcool, mai bine beau apă. Ce e bere fără alcool? Știi cum e cotletul de porc fără carne? Păi e o prostie bere fără alcool. Nu înțeleg. E o găselniță pentru cei cărora ne place cât de cât prost. Gustul de malț, de hamei, de ce se folosește acolo. O prostie. Sau cu arome, habar n-am. Și în fine, nu vom avea 4 echipe sucevene în Liga 3-a. Deocamdată rămân 3. Deocamdată. Am avut grijă să subliniez, pentru că tu te... Eu zic că Foresta e moartă. Tu spui că se vor înscrie practic 2. Da, bun, poate se înscrie, dar Cătălina, când zici Foresta, zici o echipă care se bate cu șanse reale la promovare. Ori echipa, chiar dacă o înscrie, ea e moartă. N-ai cum... Cea despre care știm că nu adică, se înscrie este viitorul Liteni. Ca un mort, știi cum, așa. Cum e și expresia asta? Ce faci, mă, mortule, de la poartă, știi? Așa și Foresta. Ce faci, Foresta, de la poartă? De aia săraca, dacă nu poate, ca un mort. Ce? Dar la Liteni mă așteptam să nu fie. Am discutat și cu Tomiță Onisi, primarul de acolo. Mi-a zis clar omul, domnule, acolo e echipa primăriei chiar. Echipa primăriei, e clubul primăriei. Dom'le, noi dăm singurul acolo niște finanțatorie prime. Primăria? Nu, mai sunt și niște sponsori. Asta e Mititei. Oamenii au servici, nimeni nu e profesionist acolo, ca la Foresta, unde toți n-aveau servici și ei și erau angajați pe post de jucători. Și ea, nu poți, adică la Suceava 3 milioane de lei bugetul, de unde să dai la Liteni. Nu 3 milioane, ca la Rădăuți 800 de mii, de unde să dai la Liteni. Și plus că oamenii ar fi deplasări mai lungi, ar trebui antrenamente, că nu vrei să te faci de râs acolo. Te duci doar duminica la meci. Și asta, nu. Și dacă meciul e miercuri, ce faci? Deci, Ciprian Anton mi-a spus, Ciprian Anton, domnule, oamenii sunt, nu sunt, nu e resursă umană. Sunt 4 echipe, Liteni, Fălticeni, Rădăuți, Suceava,
De unde atâția tineri care se joace? De la LPS, dar trebuie să joace aici, pentru Liga 3. Și mai sunt și alte echipe din astea, în Liga 4, nu. Deci nu s-a putut. Acum, sunt criticați de la Litem, bă, dacă n-ați vrut, de ce vă așa? Păi ca să vedem dacă putem, știi, nu? Dar asta a fost competiția, dar nici să se dea la o parte, știi? Dar aici e o discuție chiar ar trebui... N-ar fi normal, nu știu, ca federația să permită semifinalistei să nu, promoveze? Nu, echipa care a picat. Nu, dar așa aici, bă, dacă nu vrei să promovezi, zi, din start, adică să se știe. Pe de altă parte, ei sportivi și-au apărat corect șansele, și-au promovat și trebuie felicitați. Da, nu... Bine, asta e cea mai mică problemă în fotbalul românesc. Că mă uit la ăștia cu bani mulți, vai de mama lor. Mulțumesc pentru discuția de astăzi, Sorin. Doamnelor, domnilor, jurnalul continuă acum cu informațiile despre starea vremii și se încheie cu subiectele zilei. Cătălina Biholar, sunt cu bine. La noapte, cel puțin în prima parte, cerul va fi mai mult noros și se vor înregistra precipitații în majoritatea zonelor regiunii. Predominant, ploile vor fi torențiale, potrivit meteorologilor. După miezul nopții, cerul va deveni mai mult acoperit. Vântul va sufla cu moderație, iar temperaturile minime vor avea valori cuprinse între 16 și 18 grade Celsius. Joi, cerul va fi variabil, mai mult noros în majoritatea zonelor regiunii, cel puțin în prima parte a zilei. După amiaza se vor înregistra averse, însoțite de descărcări electrice și tunete în majoritatea zonelor. Vântul va sufla slab și moderat, dar va prezenta și unele intensificări, îndeosebi pe perioada ploilor. Temperaturile maxime, în continuare ridicate, se vor încadra între 24 și 31 de grade Celsius. Asfaltarea axului rutier principal din Suceava ar putea fi gata până la 1 octombrie, trage speranța administrația locală. Primarul Ion Lungu se ocupă personal de buna desfășurare a lucrărilor și de limitarea deranjului, inclusiv cu zgomotul pe timp de noapte, iar pentru asta și-a scurtat concediul de odihnă cu o săptămână. Este nevoie de autoritatea primarului, a concluzionat el. Universitatea Ștefan cel Mare a anunțat un număr record de candidați care s-au înscris în sesiunea de admitere din vară. La programele de studiu de licență, format de învățământ cu frecvență, s-au înregistrat 3029 de candidați, cel mai mare număr din ultimul deceniu și o creștere procentuală cu peste 4%, comparativ cu anul 2022. În ceea ce privește studiile de masterat, în sesiunea iulie s-au înscris 966 de candidați, cu 30% mai mult față de anul 2022. Candidații declarați admiși care vor să-și confirme locul trebuie să se înmatriculeze în perioada 21-27 iulie. Cu sau fără alcool, berea poate pune în pericol sănătatea copiilor. Într-un interviu acordat televiziunii Intermedia, profesorul Mihai Covașă, decanul Facultății de Medicină a Universității Ștefan cel Mare, a explicat că berea fără alcool are, de fapt, o cantitate mică de alcool care devine periculoasă atunci când este raportată la kilogramele consumatorului. Consumul acestei băuturi poate favoriza dezvoltarea comportamentului adictiv. Studiile arată că minorii care consumă bere fără alcool sau alte băuturi similare sunt mai predispuși să consume cantități mai mari de alcool la vârsta adultă. Iubitorii de scăldat au la dispoziție o oră în plus de program la ștrandul municipal Suceava. De joi 20 iunie, ștrandul se deschide de la ora 9 și funcționează până la ora 20, cel puțin până la finalul lunii august. Ștrandul municipal are 3 bazine de înot, dintre care unul pentru adulți, unul pentru copii și un bazin cu apă sărată. Toate bazinele au apă încălzită la minimum 24 de grade Celsius. Intrarea costă 5 lei pentru copii, 10 lei pentru elevi și studenți și 20 de lei pentru adulți. De la deschidere din data de 1 iunie, la ștrandul municipal Suceava au fost peste 14.000 de persoane. Chiar dacă au fost mai multe situații în care vizitatorii au alunecat pe gresie la ieșirea din bazină, o primă încercare de a rezolva situația a fost făcută. Dacă rășina antiderapantă care a fost aplicată nu se va dovedi suficientă, la încheierea sezonului estival este posibil să fie schimbată pardoseala.
Mai bine de o săptămână durează toate manifestările din cadrul zilelor municipiului Fălticeni, care au început pe 15 iulie și se încheie pe 23 iulie. Marți seară, publicul iubitor de muzică a avut parte de primele concerte organizate la scena din cadrul bazei de agrement Nada Florilor. Între surprizele serii au fost Proconsul, care s-au aniversat la rândul lor la Fălticeni. Un spectacol lectură pe textele lui Matei Vișniec a avut loc la Palatul Papilor din Avignon, spațiu emblem al orașului și al festivalului de teatru. Patru actori francezi, regizorul Alain Timar și dramaturgul Matei Vișniec au fost protagoniștii unui moment cu totul special. Matei Vișniec spune că eu caut ființa, dar mă împiedic constant de contradicțiile sale și tot mai des de un om vag, într-o lume vagă al cărui viitor este vag. Aplauzele au fost prelungi la finalul reprezentației. Cu toate că a promovat în Liga 3-a, Viitorul Liteni a notificat oficial Federația Română de Fotbal că va juca în continuare în Liga Inferioară. Resursele umane și financiare sunt principalele motive. Jucătorii nu sunt profesioniști, fac asta din pasiune în timpul liber, iar singurul finanțator al echipei este primăria, care nu poate susține fără sponsori deplasările din Liga 3-a.